de ALDE și PNL. Am văzut în această campanie electorală o minciună perpetuată sistematic, și anume că PNL este un partid liberal. PNL, din păcate, ne-a arătat de multă vreme, și am să demonstrez acest lucru, că nu mai este un partid liberal, și liderul pe care PNL-ul a dorit să-l pună în fruntea sa, fiind într-o criză evidentă de lideri și de personalități, este Dacian Cioloș, cel fără culoare politică și ideologie, ca ministrul tehnocrat. Asta este soluția de avarie pe care a găsit-o PNL-ul.